Animalele sunt un adevărat balsam pentru suflet. Pornind de la acest considerent, un sport nobil și elegant, echitația a câștigat tot mai mulți adepți în ultimul an. La intrare în comuna Mehedințeană și Mian funcționează de 3 ani de zile un centru dedicat iubitorilor echitației. Aici vin tineri care își doresc să petreacă timp de calitate. De la pasiune la un mod de viață a fost doar un pas în rândul familiei Spânu, care a reușit să pună pe picioare un centru de echitație în comuna Șimian. Acesta este singurul centru de echitație din județul nostru, unde cei care vin primesc și cursuri, nu doar bucuria de a călări. Asta deoarece tânărul Alexandru a reușit să devină instructor de echitație. Haide! Frânge tare, așa, foarte bine, haide! Cei mai mulți copii se înscriu la astfel de cursuri pentru a prinde încredere în ei și, nu în ultimul rând, pentru o postură corectă. Pentru mezina familiei, la fel ca pentru majoritatea celor care participă la cursuri, pasiunea tinde spre performanță. A devenit un stil de viață. La început a fost doar un hobby, o pasiune de weekend, dar treptat am început să iubesc ca ei și a devenit un stil de viață. În adevărat, în sens al cuvântului. Câte ore te pregătești tu sau câte antrenamente faci? Păi depinde. În general, când am școală, cel mult 3-4 zile pe săptămână. Dar în vacanță, aproape zilnic. Vin la acest centru de un an. Prima dată am venit aici doar pentru a mă relaxa, dar după mi-am descoperit noul hobby. Pe săptămână vin de 2-3 ori, dar în vacanța de vară vin zilnic. Un lucru foarte bun pentru copii, pentru oameni, un loc unde te poți relaxa, unde pentru mine mi s-a îndeplinit un vis. Mi-aș dori să devin cât de bună se poate, la nivel internațional, dacă e nevoie în România, oricât de sus pot ajung, vreau să văd până unde pot să ajung. Păi, de când eram mic, mă jucam cu căluții și atunci când am descoperit că și aici este echitație, am fost așa de fericită încât nu m-am mai interesat de alt sport și am venit aici. Adică înțeleg eu de la tine că a fost o bucurie că avem un centru de echitație în județul nostru. Da, a fost o mare bucurie. Pasionații de echitație pot să participe la cursuri și demonstrații în șa, în schimbul unor prețuri simbolice. 30 de lei costă cursurile și plimbările cu ponei pentru cei mici dintre participanți, 40 lei pentru copii și 50 lei pentru adulți. Avem un efectiv de 18 cai maturi care pot fi încălecați de toți copiii, 6 ponei. Pot să vină de la vârsta de 3 ani în sus orice copil. Este un sport care nu are limită de vârstă. Se pot încăleca și cei de vârsta a treia. Există cerere, interes, vin în special tineri, observ. Sunt copii care sunt interesați și părinți care vin pentru plimbări în natură, pentru drumeții. Caii sunt o salvare pentru copii cu diverse probleme și dizabilități. Tocmai de aceea, terapia asistată de cai este pentru cei care suferă de autism, depresii ori sindromul Down, care reprezintă o salvare nesperată. Acesta este și motivul pentru care Centrul de Echitație din județul Mehedinți oferă cursuri gratuite copiilor care au dizabilități.